Ramona Bandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! 450 milioane de lei vor fi direcționate pentru susținerea crescătorilor de animale. Este decizia aprobată în ultima ședință a executivului printr-o ordonanță de urgență. Acest ajutor financiar se împarte pentru cele trei sectoare din zootehnie. Astfel, 170 de milioane de lei merg la crescătorii de bovine, 167 milioane de lei pentru industria suinelor și 116 milioane de lei pentru fermele avicole. Din păcate, pentru sectorul de creștere a ovinelor nu se oferă sprijin. Motivul, MEADR din calculele pe care le-a făcut, a constatat următorul fapt. Costurile administrative depășeau sprijinul pe care îl primeau acești crescători în momentul de față. În plus, Ministerul Agriculturii a precizat că fermele de bovine, de suine și avicole sunt cele mai afectate în ultima perioadă de crizele pe care le-am avut sau pe care încă le traversăm. Epopeea Casa de Comerț Unirea continuă. După ce proiectul început de Petre Daia a fost aproape pus pe butuci de fostul ministru al agriculturii Adrian Oros, actualul șef de la MEADR anunță revenirea acestui proiect cu forțe proaspete. În exclusivitate pentru Agro TV, ministrul Adrian Chesnoiu a explicat care este viziunea sa pe care vrea să o implementeze la Casa de Comerț Unirea, dar și cine o va conduce. Fiți sigur că toți cei care vor face parte din conducerea executivă a casei vor avea pe de o parte suportul meu, dar de cealaltă parte vor avea indicatori de rezultat care trebuie să atingi. Și această casă trebuie să fie un integrator de soluții între micii producători, cei care nu se pot asocia sau nu doresc să se asocieze, care să construiască acele platforme de colectare a legumelor sau ale fructelor din marile bazine unde noi putem produce materie primă, dar din cauza faptului că fermierii fie nu sunt organizați, fie nu îndeplinesc condițiile și criteriile impuse de comerțul actual, nu pot să aibă acces la piețe. Domnul ministru, știți că circulă o vorbă, statul se spune că e cel mai prost administrator când vine vorba de banii publici. E o fi, dar nu pe mandatul meu. Bun, e bine dacă am clarificat lucrul ăsta. Eu așa plec la drum în fiecare activitate. Dacă ajungeam la concluzia că ceea ce îmi propun să realizez această casă nu o să pot realiza, o închideam. Practic, ea tot cu aceleași lucruri ar trebui să se ocupe, să colecteze, să sorteze, să depoziteze, să comercializeze. Astea sunt cele mai importante. Da, acesta este doar o direcție de acțiune, va mai avea și altele în momentul în care va fi finalizată strategia, pentru că abia ieri am reușit să facem numirea prin Consiliul de Administrație a directorului general al casei pentru perioada următoare. Un specialist, de fapt un om care a lucrat în business, are o activitate extrem de bine susținută, experiență în zona de afaceri și cel mai important lucru este că nu are afaceri în agricultură și în acest domeniu. A fost o condiție de bază pe care am impus-o, pentru că în momentul în care ai afaceri personale în zona de agricultură, nu mai poți fi obiectiv. Comisia Europeană a aprobat subvenția de 107 euro pe hectar propusă de guvernul din Polonia pentru a veni în sprijinul fermierilor polonezi care se confruntă cu dificultăți în contextul scumpirii îngrășămintelor. În emisiunea Agricultura la Raport, Adrian Chesnoiu a declarat că un astfel de ajutor nu va fi implementat în perioada următoare și în România, spunând că există deja alte măsuri pe care Ministerul Agriculturii le-a gândit pentru a veni în sprijinul fermierilor. Schema de ajutor de stat transmisă de Polonia a fost inițial solicitată pe cadru temporar COVID, a fost apoi aprobată pe cadru temporar Ucraina pentru combaterea efectelor războiului din Ucraina și vizează, așa cum ai spus și tu, alocarea unei sume pe hectar în vederea atenuării efectelor creșterilor de preț. Nu poate depăși suma de 35.000 de euro și nu poate fi aplicată pe o suprafață mai mare de 50 de hectare la nivelul fiecărui beneficiar. Sprijinul și cadrul temporar
pentru războiul din Ucraina prevede mai multe tipuri de sprijin și fiecare stat membru are posibilitatea să vină cu scheme de ajutor de stat până la 31 decembrie 2022. Următoarea mea întrebare, cred că o anticipați. Dacă și România va urma același drum. O anticipez și este foarte important să le spunem celor care ne urmăresc că noi am reușit din programul operațional competitivitate să atragem o sumă importantă de 300 de milioane de euro pentru fermierii români și operatorii din industria alimentară pe cadru temporar COVID de data aceasta. Adică vor fi plătite până la 30.06.2022 sub formă de granturi, prime directe către fermieri. Tot în ideea de a atenua costurile crescute la fertilizanți, la energie electrică, la gaze naturale și evident în măsura în care vom identifica surse disponibile financiare, vom putea veni și cu alte tipuri de măsuri. Multe dintre suprafețele agricole din țară sunt acide sau acidifiate și au nevoie de tratamente pentru ameliorarea pH-ului. Fermierii care se confruntă cu asemenea probleme pot utiliza Omiacalcipril. Are grijă de baza culturilor dumneavoastră și de pământul pe care îl lucrați. Proprietățile și mai ales efectele benefice aduse solului de Omiacalcipril le puteți afla din materialul pe care îl difuzăm imediat. Discutăm de două sole pe care le desparte doar un drum. Discutăm de același tip de sol, aceeași dată de semănat, același hibrid de rapiță, dar cu o tehnologie puțin diferită în sensul capitolului de fertilizare. În prezenta locație, în schema de fertilizare, am introdus încă din toamnă produsul Calcipril, pentru că discutăm de o solă a cărui teren este undeva într-o zonă ușor acidă versus o zonă nefertilizată și discutăm despre suprafețe considerabile, adică nu discutăm de 50 de arii versus 50 de arii, discutăm de o solă de 100 de hectare versus de o solă de 40 de hectare, unde diferențele pe care le-am semnalat împreună cu toți colegii mei implicați în această poveste le-am determinat încă din toamnă, s-au văzut în sens pozitiv, în sensul justificativ pentru această secvență fertilizantă care categoric își lasă amprenta din punct de vedere al arhitecturii sistemului radicular clar, într-un mod extrem de pozitiv, cu un start care în primăvara asta se rea destul de greu datorită temperaturilor negative și a lipsei precipitațiilor care până în prezent au cam fost de-abia acum s-au completat cu undeva la vreo 23-25 de litri, moment după care, categoric, pe un sistem radicular foarte bine construit încă din toamnă, prin toată tehnologia care s-a implementat aici, în care produsele fertilizante și-au adus aportul pozitiv clar, mă aștept ca de aici încolo diferențierile pe care le vom contabiliza și le vom urmări să fie foarte, foarte mari, în sensul definitivării tuturor parametrilor de producție specifice rapiței, și anume de aici încolo discutăm despre grad de ramificare, despre număr de flori, despre număr de silicve, despre număr de semințe în silicvele respective și nu în ultimul rând despre MMB-ul specific semințelor de rapiță care în cazul acestei sole care va beneficia sau beneficiază de, să zicem, o tehnologie puțin aparte, clar toți acești parametri vor fi potențați și se va vedea în final atunci când comparativ vor fi recoltate separat cele două parcele și vom avea și expresia cantitativă a diferențelor pe care categoric le vom contabiliza și care vor justifica și din punct de vedere economic intervenția schimbului de atitudine de optică într-o astfel de tehnologie la rapiță. Dacă ar fi să trag o concluzie, ar trebui să-mi permită un minim de 5 ani de zile de acumulare de informații ca să pot spune cu certitudine, pe o medie multianuală, dacă diferența este de 500 de kilograme, de 700 de kilograme, de o tonă sau cât o fie. Omia, totul pentru o lume mai productivă.
Mare parte din prețurile actuale la alimente sunt false, este de părere Sorin Minea, președintele Federației Patronale din Industria Alimentară Romalimenta. El susține că perioada sărbătorilor pascale este un pretext pentru afișarea unor prețuri mult mai mari decât este necesar, iar spre sfârșitul primăverii vom asista chiar la o scădere a acestora. O parte din prețurile actuale sunt mult mai mari decât prețul necesar, iar spre sfârșitul primăverii vom asista chiar la o scădere a acestora, spune președintele Federației Patronale din Industria Alimentară Romalimenta, Sorin Minea, potrivit Agerpres. Creșteri de prețuri există pe piață de o săptămână, două, și cu cât există mai multe știri despre creșteri, cu cât sunt avansate cât mai multe prețuri fanteziste, cu atât vor crește mai mult. De la început și până acum, au fost 10 de zvonuri cu scumpiri de 30-40%. Eu am spus că nu așa și a fost maximum 10-15%. S-au avansat prețuri pentru carcasa de miel de 4.000-4.500 de lei. A fost o tatonare a pieței. Cu ajutorul presei, consumatorul a fost pregătit pentru prețuri uriașe și aceste prețuri au venit pe piață. După sărbători, o parte dintre prețuri vor scădea, pentru că este foarte slabă cumpărarea. Se face o presiune uriașă din partea procesatorilor din piața europeană de a intra pe piața românească, pentru că și la ei piața este foarte slabă. O să ajungem mai cum decât ei și ne vor lua piața. Față de o creștere prognozată corect, o medie de 10%, s-a sărit calul în disperare. Vânzările cad, se vor întoarce prețurile vechi, dar cu economia prăbușită, a spus Sorin Minea. Potrivit președintelui Romalimenta, după Paște se va opri majorarea prețurilor, iar spre sfârșitul primăverii vom asista la o temperare și chiar la o scădere a prețurilor. Este strict părerea mea, dar s-ar putea să asistăm la scăderi masive la produsele nevandabile. Pot să vă spun însă că o parte din prețurile actuale sunt false, sunt mult mai mari decât prețul necesar, a mai spus Sorin Minea. Compania Titan Machinery România a organizat în localitatea Petrăchioaia, județul Ilfov, o demonstrație cu tractorul Case 400 de cai putere și cu semănătoarea Vaterstad. Au fost puse în evidență calitățile tehnice deosebite ale celor două utilaje, fermierii având astfel posibilitatea să se convingă de performanțele acestor mașinării atât de necesare în activitatea agricultorilor. Putem spune că suntem printre liderii în ceea ce privește parte de semănat de precizie, inclusiv ce aș putea să vă spun legat de tractoarele pe care le comercializăm, Titan Machine România, putem zice că suntem în vârful ierarhiei pe parte de ceea ce înseamnă noile tehnologii. Între principalele avantaje ale acestei semănători în speță Vaterstad Tempo L se reduce la ceea ce înseamnă parte de randament. Vorbim de un randament fără echivoc dublu față de semănătorile clasice cu aceleași, adică cu sistemul oarecum, să zicem, de vacuum, era un sistem. Vaterstad după practica a regândit din temelii sistemul efectiv de distribuție. Principalele avantaje ar fi legate de, să zicem, de precizia în minim 3 puncte. Vorbim de precizia între plante pe rând, vorbim de precizia în ceea ce privește adâncimea la desemânare constantă și, în ultimul rând, beneficiind de o acționare electrică a tot ceea ce înseamnă partea de distribuție pe această semănătoare. Marele avantaj este că, practic, instantaneu, semănătoarea poate închide singură rândurile pe unde efectiv a trecut. Asta datorită faptului că este conectată cu sistemul isoboasă al tractorului și, practic, în permanență, semănătoarea, pot să zic într-o exprimare din popor, știe pe unde a trecut, acolo, practic, oprește rândul respectiv. Asta se rezumă la ceea ce înseamnă parte de economie de sămânță, de treceri și sunt, și în ultimul rând, marile avantaje ale acestei semănători este, să zicem, randamentul. Randamentul în comparație cu semănătorile relativ clasice sau cele de la concurență se, fără doar și poate, vorbim de randamentul. Am ales Vaterstad pentru că avem foarte mare încredere în tehnologia pe care au propus-o și cu tractorul Case și implicit semănătoarea.
ne interesează foarte mult să semănăm în perioada optimă de lucru și din această cauză suntem în tratative cu dânsii să achiziționăm una, de asta sunt și ei la demonstrație la noi. Ei ne ajută foarte mult și cu au un serviciu. Asta contează foarte mult la utilajele noi achiziționate. Serviciul. Foarte multe firme care nu reușesc să ne asigure serviciul când ne trebuie. Uitați, astăzi de sâmbătă. Dacă aș avea o problemă, probabil că alte firme n-ar veni să lucreze. Ei lucrează. Și asta e un mare avantaj pentru noi. Revoluția digitală a companiei Etufarm are potențialul de a schimba profund agricultura românească, iar dronele pot juca un rol esențial în acest sector. UKR Aeroservice este lider pe piața pentru producția de vehicule industriale aeriene fără pilot în scopuri agricole. Aparatele de zbor diferă prin faptul că nu funcționează cu baterii reîncărcabile, ci cu motoare pe benzină sau hibride. Echipamentul este simplu și ușor de operat, iar performanțele sunt mult mai bune în comparație cu alte produse aflate în piață. Eficiența dronelor de la Etufarm este garantată de producător, mai ales că pot fi utilizate ușor și noaptea de către fermieri. Această dronă are un bazin de combustibil de 3 litri. Combustibilul este benzină. Motorul produce curent și trimite către cele 6 motoare pentru a putea învârti elicele. Această dronă are un bazin de soluție de 25 de litri și este capabilă să facă în jur de 100-150 de hectare pe zi în funcție de substanța aplicată. Drona folosește un tip de stropire UMU, adică folosește picături ultra mici. Are 4 duze care produc picături microscopice și datorită curentului puternic de elice, picătura nu doar că ajunge direct pe plantă, dar este și presată pe frunza plantei pentru ca planta se poată hrăni cât mai repede din soluție. Eficacitatea soluției este de 100% și termenul pentru a putea vedea eventualele rezultate este mult mai rapid față de metoda clasică folosită de către fermieri până acum. Această tehnologie este adusă în România în urmă cu un an la firma noastră și putem spune că avem niște rezultate extraordinar de bune, anul trecut atingând cota de 3.000 de hectare de prestări în România și demonstrații. Această dronă poate fi folosită în orice împrejurare, mai ales în zonele de munte, datorită radarului mobil, care poate citi foarte bine zonele și dealurile. A fost mult plouat, nu putut să intrat în camp, atunci cerut lucrări de dronă, prestări servicii, a venit aici și acum al doilea an, deja noi dezvoltat avem 3 și acum formăm al patra echipă de dronele pregătite pentru sezonul asta, pentru prestări servicii dronele, demo-tur, deci e tehnologia, interesul fiecare an vine mai mare și mai mare și mai mare la fermierii noastre în România. Această dronă poate fi folosită 24 din 24 datorită motorului care are un sistem propriu de răcire. În al doilea rând, drona este dotată cu lumini roșii-verzi, care poate fi văzută foarte bine pe timp de noapte și în al treilea rând sunt camere cu ultraviolet și se vede la fel ca și ziua pe timp de noapte. Vă doriți un îngrășământ foliar pe care să-l aplicați la toate culturile agricole și horticole? Fie că aveți o livadă, solarii și sere cu legume sau culturi pe care le veți amplasa în curând în câmp, porumb, floare sau chiar culturi înființate în toamnă, precum cereale păioase, rapiță, vă recomandăm aplicarea îngrășământului Folic N Universal. Cum vă ajută Folic N Universal? Ei bine, acest fertilizant foliar complex conține 14% azot, 5% pentoxid de fosfor și 7% oxid de potasiu. Previne și reduce efectul negativ pe care îl are carența de microelemente și aprovizionează plantele cu macroelemente de bază. Îl recomandăm pentru stimularea creșterii și dezvoltării plantelor, precum și pentru aprovizionarea plantelor pe care foliară cu elemente de bază, azot, fosfor și potasiu. Folic N Universal ajută totodată la stimularea proceselor fiziologice, îmbunătățind în același timp absorpția substanțelor nutritive prin rădăcini. Pe lângă aceste aturi, Folic N Universal mai are și următoarele avantaje.
Compoziția perfect echilibrată a elementelor nutritive asigură o absorpție rapidă și eficientă. pH-ul neutru mărește gradul de asimilare al elementelor minerale și permite utilizarea eficientă a produsului în amestec cu produsele de protecție a plantelor. Sistemul tampon, care reglează și stabilizează soluția de stropit în timpul efectuării tratamentului. Aplicat în doză de 3 până la 5 litri pe hectar la cereale păioase, rapiță, porumb, floarea soarelui, căpșun, pom fructifer, legume în câmp, dar și în spații protejate, ajută la obținerea unor producții mari și de bună calitate. Rețineți! Agri îți oferă două analize foliare pentru a folosi la maxim îngrășămintele foliare din gama Folic. Contactează echipa Agri pentru a vedea care sunt condițiile necesare. Cât de multe știți despre Ia românească? Mai mult ca sigur, nu există român pe lume care să nu fi văzut măcar o dată în viață o ie. Dar știți cât timp durează să faci o ie? Sau știați că pe vremuri a existat un centru de promovare a iei în care lucrau peste 6.000 de cusătorese? Dacă v-am făcut curioși, vă invit să aflați mai multe detalii interesante în interviul realizat la Muzeul Țăranului Român cu Daniel Stanciu, meșter popular din Breaza, care se implică activ pentru a scoate ia mândră românească în lume. Mare parte din femeile din zona Brezei, împreună cu maica mea și bunica mea, până în anii 90, lucrau pentru Arta Casnică din Breaza, un mare centru de promovare a iei românești, unde erau aproximativ 6.000 de cusătorese. Și astăzi câte mai sunt? Câteva sute. Mare parte din ele sunt pensionare, dar suntem bucuroși că mai colaborează cu noi și putem să aducem la dumneavoastră aici la București, la Târgu de Florii, aceste minunății. Și unde le mai vindeți, ca să spunem așa, că totuși e o afacere, ca să puteți să produceți, trebuie să aveți și bănuți. Da, așa este, aveți dreptate. Da, avem aproape 10 ani de când făceam această afacere. Pe lângă târgurile de la București pe care le avem, la muzeele unde suntem invitați, avem promovarea pe internet, pe Instagram, avem site-ul nostru, iautentice.com. Cât de greu este să mai ții tradiția vie în România de astăzi? Este foarte greu, pentru că în ultima perioadă piața din România a fost invadată de către chiciurile din alte țări, făcute mecanic. Dar sunt foarte multe persoane care apreciază lucrul manual și dau seama de fapt diferența. Dar este foarte greu, pentru că, vă dau un exemplu, un străin vine într-un oraș turistic, da? El nu are timp să îi se povestească ce înseamnă o ie adevărată, o ie lucrată manual, o poveste a unei ii, așa. Și are de ales între o ie la un preț modic și o ie lucrată manual. Cu siguranță, fiind întregi și fiind în grabă, o va alege pe cea mai ieftină, pentru că pentru el este doar un gift, un suvenir. De aceea am vrea să fim sprijiniți din partea statului, pentru că pentru a intra și ea în patrimoniul UNESCO, astfel încât să nu mai poată fi copiat atât de ușor de cei de afară. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul. Rămâneți cu noi!